câteva sfaturi de la dumneavoastră, să facem așa la liniuță, 1, 2, 3, 4, să zicem 5 sfaturi sau 3 sfaturi pentru cei care lucrează în vânzări. De ce anume să țină cont, în primul și în primul rând? Lucrez cu echipa acum și cred că se uită la mine și o să le spun încă o dată A, bun. Așa. Și pe cei care TV. au asimilat deja din discuțiile cu noastră, e în regulă, îi vom asculta și pe ei la finalul acestei lecții, dar și pe Da, ceilalți da. telespectatori. În primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că este vorba de o disciplină în partea de vânzare. Repet, după 89 existau, să zicem, 2000 de produse. În momentul de față există 2 milioane de produse. Și atunci, eu ca om de vânzări, puteam să fac 100 de greșeli pe minut pentru că piața oricum avea nevoie de produsul meu și îl cumpăra. În momentul de față, eu nu mă diferențiez cu nimic la partea de produs palpabil sau nepalpabil față de concurența mea. Și atunci mă diferențiez prin oamenii de vânzări. Ce aleg? Să fiu un James Bond, un agent 009, sau să fiu un om de vânzare al 9-lea pe ziua de azi? E, oamenii trebuie să înțeleagă. O disciplină bună, Am notat. ok, o prospectare eficientă, o prospectare cu esență, o prospectare cu carne, care să aibă sens, să-mi aleg nișa de clienți. Pentru că nu sunt obligat să vând tuturor. Dacă am ajuns să am capacități și să, cum să zic, să, competența asta, am selectat clientela, a ajuns să fie la decizia mea și să zic, nu, tipul ăsta de client, eu nu vreau să-i vând. Și aici trebuie să ajung, să fac o prospectare de esență. După ce am făcut prospectarea asta de esență, să fac un follow-up cu acuratețe, adică să-mi urmăresc efectiv ceea ce am generat în materie de ofertă, ceea ce am livrat în materie de cuvinte. Să zicem să fac un rezumat bun, da? Punctul 4, să zicem. Și aici este cel mai interesant punct, 5, să zicem și ultimul, să fiu în stare să-mi asum să revin, chiar dacă am greșit. Să zic, ok, îmi asum, am greșit, spuneți-mi și dumneavoastră ce ați observat la mine, am revenit.